Stimați participanți la ședință, vă rugăm să deconectați telefoanele mobile în timpul ședinței și să păstrați liniștea. Vă mulțumim! Bună dimineața, ce faceți? Cum? Dispoziția? Bună? Propun să începem cu minut de reculegere în memoria domnului Petru Gonte, care a fost funcționar mulți ani aici în primărie. Să ierte și să vă odihnească în pace. Domnul Tomace, vă rog frumos, luați legătura cu familia și tot ce este necesar, dacă este necesar, să ajutați. Începem? Eu am mai cunoscut primăria până la întâlnirea pe care am avut-o cu dumneavoastră săptămâna trecută. Dar ceea ce mă deranjează pe mine este că primăria n-a fost și încă nu este nici transparentă, nici eficientă și nici aproape de oameni. Iar sarcina noastră este să schimbăm aceste lucruri cât de curând posibil. Vreau să fac un anunț din start. Noi cu dumneavoastră, cu toții, aparatul primăriei, în scurt timp, probabil că vom pleca din această clădire. Ideea noastră este să plecăm și acum facem un apel către toți oamenii care au spații, să plecăm în open space, într-un format corporativ, unde vom sta cot la cot fiecare cu dumneavoastră. Camere de luat vedere, ca oamenii să vadă cu cine ocupăm noi în fiecare zi și cum facem noi lucrurile să se întâmple bine. Anunț și rog Direcția Finanțe să planifice o discuție în acest sens, ca să avem unele resurse financiare planificate pentru anul viitor, pentru restaurarea acestui patrimoniu cultural. Una din idei ar fi să lăsăm aici sala de protocol și biroul primarului pentru tradiție. Iar această clădire să o transformăm în muzeu de știință pentru copii, de exemplu. Dar discutăm. 2. În scurt timp, cel mult într-un an de zile, primăria urmează să fie digitalizată. Toată. De la servicii și finalizând cu ceea ce facem pe intern. De asta, de azi, unii deja specialiști vor veni în direcțiile dumneavoastră să verifice clasificatoarele de date și să procedăm în acest sens cu pași rapizi, începând cu ghișeul unic electronic și finalizând cu multe alte servicii care trebuie digitalizate. Vreau să fac un apel și domnul Tomaș, rog colegii mei, o să vă prezinte o schiță de scrisoare, să transmiteți tuturor integratorilor de servicii în domeniul tehnologiilor informaționale, ca vineri să avem o ședință în acest sens. Noi vom prezenta viziunea noastră și știu că oamenii o să ne ajute în acest sens. Joi și vineri vom avea două ședințe, una cu ambasadori, alta cu donatori. De asta rog Direcția Finanțe până miercuri sunt prezinte parametrii de bază pe buget. Repet, miercuri. Când spun repet, mă rog foarte mult să nu mai repet de două ori, domn Brânzaniuc. Avem trei construcții acolo la dumneavoastră, eu am vorbit joi. Am văzut că una a fost stopată, despre care se spune că este în centru de tineret, în spatele care ar sta inițiativa doamnei Naforniță.
Eu rog foarte mult joi, cel târziu joi, să faceți dezbateri publice pe acest subiect, aici în sală, ca să vedem despre ce fel de proiect este vorba. Direcția juridică să-mi prezinte astăzi suspendarea construcției la telecabină inexistentă, care va exista mai târziu. Și mâine la calea ieșilor 55, domnule Brânzaniu, eu vă aștept la 8:30 dimineața. Asta o să fie prima construcție sau intenții de construcție care trebuie să o eliminăm. Și eu vă rog foarte mult să nu vorbim de două ori. Asta este ultima dată, domnul Brânzaniu. Dacă voi vorbi de două ori, voi vorbi cu alt pretor. Sper că este clar. Acum vreau să vă ascult pe dumneavoastră. Haideți să începem. Domnul Bădurescu, ce faceți cu notele de politici? Domnul primar general, stimați colegi, bună ziua! Domnul primar, cu toată perioada respectivă am fost în strânsă legătură cu consilierul dumneavoastră. Astfel aș începe mai întâi de toate cu problemele de sistem în cadrul primăriei, deoarece din această cauză nu putem vorbi de priorități și indicatori de performanță. Veniți, vă rog, la tribună, că nu vă aude nimeni. Mai întâi, bună ziua! Domnul primar, toată perioada respectivă am avut o discuție permanentă cu consilierul dumneavoastră. Astfel, mai întâi de toate aș începe cu problemele de sistem. Deoarece din această cauză nu putem vorbi de priorități și indicatori de performanță. Probleme de sistem în cadrul primăriei sunt 100. Eu aș începe de la 5, cele mai importante. Mă refer la probleme de sistem. Lipsa de viziuni, strategii și planuri bine definite ale primăriei este o problemă. Problema numărul 2. Nu funcționează mecanismul organizatoric pe ansamblu pe primărie. Și asta dă peste cap tot ce ne propunem noi să facem. 3. Lipsește interacțiunea dintre subdiviziuni și instituțiile primăriei, ceea ce iarăși duce la o ineficiență a primăriei. 4. Lipsa de responsabilitate a subdiviziunilor și instituțiilor din cadrul primăriei și pasarea problemelor de la o instituție la alta duce pe calea de consecință la o ineficiență în activitatea primăriei. 5. Lipsa personalului calificat pe anumite domenii, ceea ce iarăși duce la un randament scăzut și o ineficiență a primăriei pe ansamblu. Pe aceasta, pornind de la cele mai importante probleme care, în viziunea mea, eu le văd în cadrul primăriei municipiului Chișinău, în lipsa unor viziuni și strategii bine definite și structurate, este greu ca să vii cu evaluare de performanță. Evaluarea de performanță la ziua de azi, după cum funcționăm, cel puțin după cum funcționează direcția transport, este greu de venit. Pot fi prezentate doar pe două ramuri. Indicatorii de performanță la capitolul serviciile prestate, care le prestăm prin cadrul întreprinderilor municipale, regia transport electric și parcuri urmate de autobuze, și lucrurile curente, care sunt executate de întreprinderile municipale, Exdrupo și Lumtec. Eu sunt gata să prezint, dacă dumneavoastră acceptați și permiteți, doar pe compartimentul de lucrări curente și serviciile prestate, dar cred eu, care solicitați dumneavoastră indicatori de performanță. Ei pot fi făcuți doar în baza unor strategii și planuri foarte de mediu și lung, de 12 și mai mult. La capitolul priorități, eu am făcut o schiță. Chiar astăzi o depun la dumneavoastră în anticameră. Este adevărat cu o întârziere, nu vineri. S-a lucrat foarte mult, deoarece eu vă prezentau o schiță de proiect. Aș ruga să-mi acordați mai multe zile pentru a o definitiva.
pentru că vreau să vin cu un proiect și cu, de priorități pe 12 luni și pe 48 de luni. Strict pe o perioadă de 4 ani de zile pentru a putea fi făcut o evaluare a activității unei entități. Cel puțin la prima vedere, cam astea sunt problemele de bază și asta este viziunea mea pentru un început. Eu mulțumesc foarte mult. Vă rog să o depuneți în anticameră această schiță de proiect. Toți au prezentat aceste note sau încă nu toți? Haideți să facem în felul următor. Două zile noi o să analizăm ce ați prezentat, ca să nu pierdem timp acum, aveți de lucru mult. Dar în următoarele trei săptămâni de zile, și aici mă refer și la direcția finanțe, rog insistent să avem zile planificate pentru discuții pe parametrii de bază și obiective și indicatorii de performanță pentru întreg anul viitor, până a veni cu bugetul în lectura întâi. Ne-am înțeles? La fel rog foarte mult să cooptați în aceste discuții și celelalte fracțiuni. Îmi bucuresc că dumneavoastră ați vorbit bine, adevărat. Rog, miercuri, cel târziu, să fixăm o ședință internă în ceea ce ține de pregătire pentru sezonul rece, împreună cu domnul Bordimov și împreună cu Direcția Finanțe. Imediat după ședința Consiliului Municipal. Ca să vedem ce stocuri aveți acolo, ce probleme aveți acolo, reiterez să nu vă prindă iarna cumva pe neașteptate. Domnul Xentiu, am văzut cum se mătură așa ca pe trotuare, apare pe mijloc de trotuar și pe mijloc de bordură. O să vă transmit pozele. Gunoiul. Eu vă rog foarte mult. Asta trebuie să vă treziți cel mai devreme. Este o solicitare personală. Așa ca lucrurile să nu se mai întâmple, ori dacă aveți nevoie de ceva suplimentar, rog să mă informați. Începând cu bani și termin cu oameni. Dar faptul că avem prea multe astăzi deșeuri necolectate în parcuri, în curțile blocurilor locuit, împreună cu domnul Burdun, vă rog să luați acest lucru la evidență. Sâmbătă propun, dacă va fi timpul bun, să ieșim cu toții să salubrizăm orașul un pic. Repet, dacă timpul va fi bun. Domnul Prepeliț, sâmbătă înainte de alegeri, în sectorul dumneavoastră a ars o debară. Eu nu știu dacă cunoașteți, dar problema nu s-a rezolvat până la momentul de față, până în prezent. Aveți 4 zile să inspectați lucrurile astea. 4. Și în general, domnul Toamna și las la evidență tot ce ține de astfel de subiecte, ca să nu avem incidente de acest tip sau să ne securizăm la maxim. Domnul Dureț, că am văzut reportaje la unele canale de televiziune referitor la faptul că există guri de canalizare descoperite atât în zonele spațiilor verzi, unde se plimbă copiii, cât și multe altele pe drumuri. Rog foarte mult să las la control acest subiect și să-mi raportați în decurs de o săptămână ce ați făcut. Domnul Pretor de la Râșcani, acolo lângă liceul Mihail Sadoveanu, știți? Aerodromul 2? Poftim? Aerodromul? Da. Barul acela, cred că nu credeți să referiți. Bravo. Dar lucrează, lucrăm. Ce lucrați? Noi am scris scrisoare ca să vedem în baza ce lucrează acest bar
Și încercăm să soluționăm problema cu oamenii. Ce să faci? Să le mai turnați niște coniacte? Ce să faci? Invers. Să vedem cum mai scoatem de acolo. Deci eu vă rog foarte mult, luați la evidență personală, iar mâine, domn Talmaci, eu astăzi am să am o întrevedere cu domnul prim-ministru la ora 11. Vom puncta mai multe subiecte de colaborare. Să avem și o discuție cu ministrul de interne cu privire la lucrurile care țin de competența ministrului de interne în oraș. Aveți o săptămână să rezolvați subiectul celălalt cu barul. Ca și în cazul domnului Brânzaniuc, dacă nu veți rezolva, o să discutăm cu alt prieten care va rezolva. Domnul Brânzaniuc, că vă la flacăra la dumneavoastră tot un pic noi, dar e curat. Domnul primar general, atâta timp cât acolo este post de poliție a INP-ului, lucrurile se mențin. Cum pleacă, dar la ora actuală, la postul, sectorul de poliție, de la care deservește regiunea Flacăra, avem sunt trei angajați. Angajatul nostru operator este în permanență în zonă. Trebuie să remarc că în ultimele 2-3 săptămâni lucrurile s-au îmbunătățit puțin, dar oricum, în special în a doua jumătate a zilei, spre sfârșitul zilei, avem ce avem. Oamenii încearcă să iasă din piață, dar sunt sigur că putem, cum a dispărut comerțul în celelalte zone, o să reușim și aici. Cât timp? O săptămână. Totodată, alt caz, la Marinescu avem exact situații ca la în Rășcani. O caspără, într-o casă particulară, deja angajatul nostru operator este și supraveghează zona de comun cu polițistul, în special oamenii care lucrează, măturătorii, dacă trec dimineața pe la punctul acela, eu nu știu ce servesc acolo, după aceea cu oamenii imposibil să vorbești. Că nu-i băuturi alcoolice, sunt diferite tipuri, dar acolo e ceva exact, poliția știe, vă spunem. Pe cine devine poliția sau? De cum am ajuns săptămâna trecută, oamenii sar gardul, o gradă omului ca să... Haideți să facem un fel următor. Există norme și standarde până la cât pot lucra tot felul de baruri, restaurante și cafenele. Avem, domnul Repeliț, și în sectorul Bui Botanica, multe istorie interesante. Și în sectorul Rășcani, și în sectorul Buicani. Eu vă rog să luați la strictă evidență, dacă e scris ora 11 și la ora 11 sunt închis localul. Ca să nu discutăm de două ori. Domnul Brânzaniuc, la dumneavoastră, acolo în strada Pelivan, într-o lună de zile, 4 incendii au fost. Verificați și acest subiect. Vreți să ne spuneți ceva? Joi am avut întâlnire cu serviciul pompieri pe platformă cu toți gestionarii privați a fondului locativ, gestionarii nemijlocit la subiectul ăsta am discutat. Ați discutat, e bine. Dar e a patrulea incendiu în decurs de o lună. Haideți să facem ceva. Eu vă rog până luna viitoare. Vreau să anunț că miercuri vom avea ședința Consiliului Municipal și avem mai multe subiecte în ordine de zi. Domnul Talmaci, vă rog să le publicați ca să fie... să devenim odată și odată transparenți pentru toată lumea. Și acum vreau să anunț candidaturile pentru viceprimar. Și este vorba de Victor Chironda, care știți, pe planificare urbană. Este vorba despre Angela Cutasevici, post-secretar de stat
pe domeniul social și în special educației. Este vorba despre Inga Ionesi, care astăzi este ambasadorul în Estonia. Și urmează să-și încheie mandatul și să vină cât de curând posibil pe domeniul investiții și economie. A fost, știți, foarte mult timp și șef de direcție, șef de departament de cooperare internațională în acest sens. Și este vorba despre colegul nostru Ilie Ceban, care este aici în dreapta, pe domeniul juridic și tot ce este conectat la domeniul juridic. Asta am vrut să vă spun. Vă urez o zi frumoasă și la revedere! Astăzi oamenii care se află ce? Continuăm? Astăzi oamenii nu știu și nu văd, de fapt, cum și în ce condiții activează primăria. Noi ne dorim ca primăria să devină la un clic distanță pentru oameni. Și ceea ce mi-am propus în campanie electorală, să știți cum facem mult mai rapid aceste lucruri. Vom deveni și transparenți, și eficienți. Am zis că lansăm acest apel către agenții economici care sunt gata să ne ajute să trecem din clădirea primăriei în altă clădire, open space, unde să stăm toți absolut cot la cot. Fac a doilea apel în ceea ce ține de logistică. Noi suntem gata să oferim exact aceleași surse pe care le cheltuim astăzi pentru întreținerea clădirii, nu mai mult. Și trei, ca să integrăm toate serviciile în proces digital. Și asta ne propunem să o facem foarte rapid. 40.000 de lei vara, 240.000 de lei iarna. Și vreți să găsiți un agent economic care să oferim credit la asta? Da. Încă nu m-am gândit, dar știu că o să găsim. Eu voi construi muzee, voi reabilita clădirile istorice. Asta voi face. Nu este competența primarului să intervină în acest sens. Și m-am vrea să întreb, am încercat tot în acest an va fi iar instalat? Astăzi, la ora 11, vom avea o ședință cu domnul prim-ministru și eu cred că sărbătorile de iarnă și cum mergem în acest sens. Eu am discutat și cu doamna Sandu când a fost în calitate de premier. Știu că procedurile sunt lansate. Vom crea un grup de lucru comun, așa că să avem sărbători frumoase. Și inaugurarea va fi tradițională?
Vă spun exact după întrevederea cu domnul prim-ministru. E un subiect pe care îl vom discuta astăzi. Drumuri, centura Chișinăului, construcțiile, neautorizate și multe altele. Eu, așa cum am spus, că vreau săptămâna aceasta, săptămâna viitoare, să am discuții cu fiecare absolut direcție, poate cu prezența mass media, și să vedem parametrii de bază, obiectivele de bază pentru anul viitor. Acolo este un contract care, de fapt, ar trebui reziliat cu IEPA Media, care nu și-a onorat angajamentele în acest sens, dar am să rog juriștii să vadă și o să ne propunem să le reabilităm aceste lucruri anul viitor. Mâine ne vedem la calea Ieșilor 55. 8.30. Vă spun pe parcurs. Urmează să voteze Consiliul și eu sper foarte mult ca să nu tergiversăm acest subiect. 4. I-am numit pe toți. Angela Cutasevici, Victor Chironda, Ilie Ceban și Inga Ionis. Sunt oamenii care și-au dedicat viața pentru a face lucruri bune. Profesionalism, în primul rând, și dedicație. Am înțeles că vor. Și dacă vor, haideți să încercăm. Nu am nicio grad de rudenie cu domnul Ceban, Ilie. Să știți că este cea mai populară. Cel mai popular nume de familie în Republica Moldova poate fi verificat ușor la registru, așa că asta e. Nu avem niciun grad de rudenie. Și... Dacă sincer, eu am fost plăcut surprins să aud lucrurile pe care le-a spus domnul Băldurescu, pentru că așa stau, de fapt, lucrurile aici în primărie. Dar să vedem, de la a spune și a fixa problemele, trebuie să mergem și la a determina și soluțiile pentru. Păi, repet, haideți mai puțin să vorbim și mai mult să facem. Problemele au fost identificate, vrem să vedem parcursul acestor câteva săptămâni cum vor fi ele rezolvate. O să avem la subiectul construcțiilor, cel mai probabil, după ce le dăm peste 3 jos, care v-am spus, am o discuție cu domnul prim-ministru astăzi și aștept avizile pe proiectele de lege pe care am rugat să le examineze comisiile parlamentare. Proiectul de lege cu multiple amendamente la legislație în domeniul construcțiilor și cred că la mijlocul lunii decembrie vom avea o informare cu cei din domeniul construcțiilor. Noi vrem să construim în Chișinău, dar vrem ca să fie conform standardelor, regulilor. Atât. O să facem tichetarea electronică foarte rapid, până când încă nu am ajuns la acest subiect, dar vom ajunge. Păi am zis că într-un an de zile vom rezolva acest subiect. Nimeni nu va fi disponibilizat în acest sens. Avem o idee cum să îi angajăm pe oameni în alt proces. Așa că nu vă faceți griji, toată lumea, avem nevoie de oameni. Nu ne propunem ceva care ar fi în detrimentul lor. E o chestiune mai largă, care urmează să o dezbatem. Împreună și cu, am zis, mâine ne vedem, voi insista cel puțin, să ne vedem cu ministrul de interne, să vedem unde putem coopera în această privință și vom reveni. Ține și de planul de mobilitate urbană, eu cred că aici deja va fi domeniul de competența domnului Chironda și vom ruga să fim cât mai eficienți și cât mai rapizi. O să identificăm sursele financiare, sunt mai multe opțiuni. Pentru că am zis că centura are 6,
6 sectoare și pe unele este mai multă claritate, pe altele mai puțină. Voi aborda și acest subiect astăzi cu domnul prim-ministru și vom reveni cu detalii. Vreau să văd cât de mult poate fi implicat guvernul și cât putem să mezăm noi pe resursele proprii, adică pe cont propriu aici, la municipalitate. În ambele cazuri o să găsim o soluție. Diferit. Voi veni și cu troleul, da? Troleul. Rămâne, lasă de dore. Rămâne în vigoare această propunere. Putem modifica organigrama, am vorbit cu ei. Acum avem nevoie de 4 viceprimari care să intre rapid în funcție și să înceapă a implementa proiecte și planuri. Dacă sunt dispuși să vină cu încă 2 candidaturi, suntem gata, avem numărul necesar de oameni aici în Consiliu care să modifice în orice moment organigramul. Eu n-am condiționat lucrurile astea. Vă mulțumesc. O zi frumoasă să aveți.